Faptul că trăim într-o societate ne determină de cele mai multe ori către conformism, după spusele psihologilor. În acest context, există riscul ca indivizii să cadă pradă presiunilor gândirii de masă. Asta înseamnă că trăim într-un grup, cel mai relevant este mediul de care aparținem, însă, ca și persoane sociale, nu putem să facem abstracție de ceea ce suntem și de nevoile noastre de a fi împreună. Dacă suntem influențați de gândirea de masă, desigur, pentru că atunci când suntem într-un context social, ne conformăm, ne supunem presiunilor care există și suntem influențați. Este mult, mult mai ușor să manipulezi o masă de oameni decât un individ singur. Pentru că, pe lângă convingerile proprii, apare influența celorlalți și presiunea pe care ei o exercită prin credințele lor, prin modul de manifestare și suntem influențați fie că ne convine sau nu. Predispoziția fiecăruia dintre noi de a fi influențați ține foarte mult de istoric, contexte sociale și întâmplările din cadrul grupului de presiune. Contează foarte mult care este background-ul lor, adică de ce anume, ce modele au beneficiat, cum s-au dezvoltat și care au fost evenimentele prin care ei au trecut, care au fost recompensate pozitiv sau negativ. Cei care au experimentat în general succesul vor tinde să facă în continuare lucrurile care le-au adus avantaje sau i-au făcut să se simtă bine. Cei care au avut repetate încercări, dar soldate cu eșec, sigur că vor fi tentați să cedeze și să se gândească că poate au greșit ei undeva. Dar ca și gândire de masă, oamenii acționează ca și grup uneori foarte compact. Unora nu li se pare nimic nepotrivit în a li se spune ce să facă, fie că le place, fie că nu. Ei merg pe ideea ce fac alții, fac și eu. Ați fost influențată vreodată de un grup mai mare de persoane? Da, se poate spune că da. Da. În diferite situații. În ce sens v-a afectat asta viața? Păi dacă e o decizie bună, bine. Ați fost vreodată influențată în asemenea fel încât să regretați mai apoi? Nu neapărat, nu. Într-un grup de prieteni vi s-a întâmplat să fiți presionată să faceți ceva ce nu ați vrut? Să vă conformați la dorințele majorității? De multe ori, da. Se întâmplă lucrul ăsta, așa-i. De ce? Nu vă doriți să supărați pe nimeni? Păi câteodată e bine să faci ce... Sau nu că neapărat că e bine. Mergi cu ideea ce fac toți, faci și tu. Pe de altă parte, la extrema cealaltă se află cei care susțin că spiritul de turmă nu poate aduce nimic bun pentru individ. În acest sens, o timișoreancă declară că fiecare trebuie să facă ceea ce este mai bine pentru el, fără a se lăsa influențat de cei din jur. Păi că prea ne luăm unii după alții. Nu, pentru că personalitatea mea a fost mult mai puternică. Chiar și la 55 de ani mi-am refăcut viața, așa cum am vrut și până m-am rezolvat. Spun să se debaraseze și să facă fiecare ce e bine pentru el, să aibă încredere în el, în primul rând, nu în ce zică el alții. Conform psihologilor, punctele pozitive ale apartenenței unui grup ar trebui să se manifeste prin capacitatea fiecăruia de a distinge binele de rău. Partea bună este că putem că avem discernământ și putem să alegem în ce grupuri să intrăm sau unde spre ce să ne orientăm. Posibilele efecte negative ale celor care acționează în spiritul turmei ar fi cele ale omiterii imaginii de ansamblu. Cei aflați sub presiunile din interiorul unui grup nu reușesc să se detașeze pentru a putea analiza situația sau a evalua toate opțiunile. Dacă vreți să amintim de spiritul de turmă, riscul este să cădem tot în prăpastie.